De ce nu? Și să aflăm premiera Gloriei, care este chiar acum pregătită pe scenă. Vizionare plăcută! Mai stai, iar noi îi spunem să mai vină pe la noi. Mai vină aici. A debutat cântând într-o trupă rock. Între timp a încercat și alte stiluri. Hai să o scodim. Ce mai face ea? Gloria Gorceac. La cine vine la noi? Bună seara! Salut, Gloria! Ia un loc aici. Eu văd că noi cu tine ne potrivim foarte bine. Și nu ne-am înțeles. Nu ne-am înțeles, apropo. Asta înseamnă că trebuie să mergem împreună undeva. După emisiune. Opa. Opa. Da, no, pentru că Gloria, ne potrivim bine. Ce? Gloria are iubit, așa că... Da, gata. S-au închis ușile, l-am calmat, Gloria. Am înțeles, oricum e o onoare pentru mine. Până la urmă. Să mergem împreună. Da, putem să ne ducem și să ne plimbăm undeva. Nu e neapărat să mergem la o întâlnire romantică sau ceva de acest gen. Putem să mergem împreună să bem o cafea și atâta tot. Și împreună cu iubiții, cu iubitele, cu toți împreună. E adevărat. Gloria, cum a rămas cu rock-ul totuși? Vei reveni la formula rock? Mie îmi place foarte mult și ascult acest gen de muzică, doar că eu iubesc provocările și mă încerc pe mine în tot felul de stiluri muzicale.
Asta nu înseamnă că nu o să revin într-o zi, dar totuși, până una alta, popui mai aproape de inima mea, cel puțin la momentul actual. Cineva în emisiunile noastre precedentă spunea că, de fapt, rockul încetişor cam cedează în fața popului și așa. Deci că nu e atât de înțeles de publicul greșit, din Moldova. Nu este greșit, pentru că publicul rockului, iubitorii de rock, sunt mai puțini. Nu știu, din păcate, din fericire, dar e un gen care nu e atât de comercial și pe care, hai să recunoaștem, nu face atât de mulți bani. Dar e o iubire a mea care rămâne acolo pusă de o parte. Metallica nu face mulți bani. Metallica nu e de Republica Moldova. Am înțeles, da, glumeam, de fapt. Da. Într-adevăr. Oricum, dacă este vorbim de Republica Moldova, cum e totuși să-ți faci o carieră în țara noastră de muzică? Dacă ești fidel muzicii și nu o faci ca ea să fie oarecum geloasă, să zic așa, și te ocupi exclusiv de muzică, nu e într-atât de dificil. Pentru că dacă iubești ce faci, nimic nu este imposibil până la urmă. Trebuie doar să muncești foarte, foarte mult și să te ții de asta cu tot din adinsul, să fii ambițios și insistent. Atunci, da, poți să ajungi acolo unde ți-ai propus. Pentru că eu, când eram copil, nu mă vedeam făcând altceva, deși am încercat tot felul de lucruri, dar nu m-am gândit cu uite, o să fiu pe canapeaua asta alături de voi până la urmă. Ei, și chiar aici. Chiar aici, la televiziune, în general. Gândește-te la peste ocean. Sunt fată mare și sunt foarte realistă și știu ce-mi doresc. Pentru mine, teritoriul nostru este deja o miză foarte mare și trebuie să te impui foarte bine aici, la noi, ca să ajungi acolo, la Hollywood, cum zici tu. Totul are un început și eu zic că începutul ăsta trebuie să fie aici. Julieta a spus acum țară muzicală, a avut în vedere colaborare sau în ceea ce ține de latura muzicală, dar a ieșit ca și cum a spus țară muzicală. Țară de muzică. Cum e să-ți faci o cale în această țară muzicală, pentru că tare mulți mai cântă de la noi? Avem o țară cu oamenii talentați, nu e rău deloc. Da. Da, e o concurență acerbă, într-adevăr, dar eu cred că fiecare are publicul său. Până la urmă se găsesc oameni care să-ți aprecieze munca și să te asculte. Eu am avut noroc să dau și de oameni care îmi cunosc pe din afară toate textele la melodiile mele. Nu pot să zic că e foarte simplu și să bat câmpii acum, pentru că nu este nimic simplu, nici în domeniu, dar, repet, trebuie să ai perseverență și să te ții de asta, atunci reușești, dar, da, sunt mulți care cântă. Și mai ales trebuie să ai un nume care sună ceva, Victorie, Gloria, de exemplu. Da, mama a fost inspirată pe vremuri. Apropo, cu cine colaborezi acum? Acum sunt în studio mai tot timpul alături de compozitorul Smoli, cu el fac piesele, apropo ați ascultat și piesa Mai Stai, e compusă de el. E ușor să colaborez cu oameni tineri care au o viziune nouă asupra muzicii, dar mai colaborez și cu alți băieți tineri, tot de la noi, dar și din România, care au un pic o altă viziune asupra muzicii, dar pentru mine asta este foarte interesant, pentru că și eu mă redescoper încă o dată, colaborând cu alți oameni. M-am apucat un pic și de hip-hop și e destul de interesant. Eu. Da. Când îți dai seama, când sunt foarte mulți oameni talentați și interesați și de vocea ta și vor să te audă acolo pe refren undeva la ei în piese. Cam asta fac, colaborări și piese solo. Bravo! Tu oricum, Gloria, ai și în spate și facultatea de jurnalism. Ai vrea cumva să te vezi activând în acest domeniu, într-o televiziune, de exemplu? Dar de ce nu? Eu niciodată nu am zis nu, mai ales că mie îmi place să încerc ceva nou și am o dragoste aparte pentru radio. Acolo am activat și... Da, de radio știu. Da, și îmi place. Acum am făcut o pauză pentru că, mai zic încă o dată, muzica necesită să-i acorzi tot timpul tău liber, fără pauze, fără niciun alt domeniu, dar când făceam radio chiar îmi plăcea, pentru că eram oarecum în muzică mai tot timpul, nu era o abatere foarte mare. Televiziunea, da, sună foarte interesant. Dar dacă ar fi să... ce fel de emisiune, de exemplu, ți-ar plăcea să prezinți sau... Nu mă văd în politică, asta e clar. Divertisment, acolo unde sunt oameni talentați, oameni care știu să vadă lucrurile altfel, mai colorat, pentru că e suficient să vedem atâtea probleme, știi? Și poate omul care privește televizorul are nevoie să se relaxeze. Cred că asta aș
putea să fac și să-i aduc un pic de relaxare. Trebuie să dai o mână caldă acum cu noi, pentru că noi același lucru promovăm, de fapt. Nu prea... Eu vă privesc. Apropo, este un apel și pentru producătorii noștri. Gloria par vrea să se vadă într-o emisiune nepolică și de ce și nu la televiziunea noastră. Dar până una alta noi am fi vrut să te mai vedem cântând. Cu mare, mare plăcere. Te invităm acolo în scenă, vrem să auzim această piesă interesantă despre care am vorbit mai înainte. Ei, na, mă rog, data și... viitoare o mai întrebăm și de alte lucruri. Da. De ce să nu vorbim și de sport dacă ne apropiem de Jocurile Olimpice de iarnă? Și să mai facem și sport, că iarna e bine totdeauna. Tot timpul e bine sportul.